Elevii din județul Harghita sunt încurajați să planteze legume acasă sau la școală și să nu le mai cumpere din supermarketuri. Toate acestea prin programul Micii Grădinari, derulat pentru al cincelea an consecutiv de Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita. Programul, la care participă anual sute de persoane, este destinat elevilor din clasele 4-7, care sunt încurajați să înființeze grădini proprii de legume și să descopere că gustul morcovilor, ridichilor sau al salatei cultivate de ei este mult mai bun decât al celor cumpărate din magazin. Elevii pot solicita pachete cu semințe de ridic, salată, morcov, dovlecel și mazăre verde, pe care le pot planta atât în grădina proprie, împreună cu părinții sau în grădina de lângă școală. Data limită pentru înscrierea în program este 7 martie, iar distribuirea semințelor se va face până la data de 25 martie. În momentul în care vor primi pachetele cu semințe, elevii vor primi și instrucțiuni și informații utile legate de creșterea legumelor fără substanțe chimice.